Cea mai mare valoare care noi avem sunt oamenii. Ei sunt foarte buni, dar vrem și mai buni. Cum a ajutat Moldova Innovation Technology Park la dezvoltarea Indavei ca companie la nivel local? Scăderea simțitoare a emigrației. Noi am reușit să ținem persoanele în companie. Nu cred că este vreun sector unde este așa o creștere de număr de femei angajate. Cred că asta a stat la bază. Asta sunt sarea și piperul care e nevoie. Atunci când lucrezi. Wow! Un răspuns foarte înțelept, așa, IT-driven. La 30.000 de IT-iști în domeniu este o cifră destul de mare. Ce înseamnă stock option? Cultura e cultură, dar la sfârșit de zi trebuie să ai ce pune pe masă. Nu pot să nu vă întreb despre inteligența artificială. Cred că o să ne elibereze mult timp și energie. Salut! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Rethink IT. Eu sunt Andrei Juc și invitatul meu de astăzi este Vecislav Panfil, Country Manager Indava. Vecislav, bine ai venit la noi la podcast. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt extrem de bucuros să vă am aici și prima întrebare care îmi vine în cap, în gând, este de ce Vecislav Panfil, director Indava Moldova, care Indava este cea mai mare companie IT din țară, cu cel mai mare număr de angajați, cu cele mai mari rulaje, ați găsit timp să veniți la noi la podcast? Pentru că faci parte din job description-ul meu. Deci eu reprezint Indava, eu trebuie să fiu prezent și pe piață, să zicem așa, pentru a reprezenta, pentru a povesti despre ce e Indava, ca într-un final să construim un brand al companiei. Dar și îmi face și plăcere să fiu aici să discutăm. Mă bucur mult. Deci ați venit totuși ca să spuneți comunității mai multe despre Indava. Eu o să încerc să aflăm careva lucruri noi care nu sunt cunoscute pe piață. Indava este fondată din 2000, decembrie 2000. Pe atunci era CompuDava. Puteți să ne spuneți istoria Indava pe scurt? Cum a ajuns CompuDava sau Indava de atunci să fie listată la bursă și să aibă succesul care îl are acum la companie de talie globală? Nu, în Moldova îmi place să spunem că Indava a fost fondată în Chișinău, pe atunci CompuDava. Dacă ne uităm așa istoria la nivel global, de fapt au fost două companii inițial, au fost CompuDava în Chișinău, în 2000 fondată și tot pe atunci a fost fondat Concise, o altă companie în Marea Britanie. Ca după ceva timp să se combine, să facă mergi și să creeze compania Indava împreună. Și după ce i-au făcut mergea asta, era CompuDava și ulterior a apărut numele de Indava ca companie. Exact, ulterior a apărut numele Indava, după care a fost o cale lungă cu diferite achiziții, am deschis oficii noi de la zero, astfel încât în 2018 să fim listați la bursă ca și companie Indava. La bursa din New York. CompuDava, da. CompuDava, frumos. Indava, la moment dat, valora 9 miliarde, sau poate chiar, eu am prins 9 miliarde, poate chiar și mai mult, capitalizare pe bursă. Deci putem să considerăm Indava ca un unicorn cu rădăcini moldovenești, care a parcurs tot drumul ăsta de la o companie cu 4 fondatori moldoveni. Vrem să credem asta și am depus mult efort să se întâmple așa. Dumneavoastră aveți aproape 17 ani în cadrul companiei. Da, am venit la companie în 2006, în decembrie. De fapt, a fost a doua încercare. Prima încercare n-am trecut interviul. Și în 2000, era prin 2004, în 2006 am revenit, am fost angajat ca și test inginer. După câțiva ani am preluat poziția de head of testing, ceea ce ar fi
șef departament testare. Și am lucrat ca head of o perioadă destul de lungă de timp și la un moment dat am aplicat la poziția de country manager sau atunci se numea de EU manager pentru Moldova. Întrebarea mea e în contextul în care v-ați pregătit pentru ca să aveți așa un pas în carieră, până la urmă country manager este poziție de top pentru Moldova cel puțin, pentru oficiul din Moldova. A fost un drum care l-ați parcurs sau a fost o decizie așa peste noapte care, uite, este o oportunitate de a merge înainte și de a face în switch? Eu, în genere, practic, să-mi pun obiective pe perioade scurte. Da? Mi-ar plăce să fac asta, asta și asta. Nu mă focusez pe roluri sau pe nivele, pe grade. Mă focusez în special pe activități care mi-ar plăcea să le fac. Chiar și fiind head of, în poziția de head of, o perioadă destul de lungă, îmi place să cred așa, am fost de folos, am ajutat foarte mult DU managerul pe care era atunci. Probabil asta și a jucat un rol în decizia luată când am fost numit eu. De bord. Exact. Fac ceea ce îmi place, dacă văd că nu e ceea ce îmi place, probabil nu o fac sau renunț. Se mai întâmplă că mă mai plictisesc și asta e un alt imbold, așa că trebuie să schimb ceva, dar nu sunt focusat pe roluri sau pe grade. Cum am spus, mă focusez mai mult să fac ceea ce cred că fac mai bine. O venit acum rolul de country manager, am aplicat, am fost selectat, îmi pare bine, înseamnă că sunt roade, dar nu am avut așa scop în genere. Faceți o treabă bună, până la urmă eu văd Indava mai transparentă, mai vizibilă sau o consum eu mai mult ca companie, inclusiv ca mai... cumpărat niște acțiuni recent. Noi am fost permanent, am avut transparență și am avut deschidere și am comunicat. Nu cred că este meritul meu, este parte din cultura noastră Endava. Dumneavoastră v-ați întâlnit probabil mai recent, așa mai des cu Endava și s-a creat așa o imagine. Dar transparența e parte din ADN-ul nostru. Ați menționat că Endava a trecut printr-un proces de merchant acquisitions, de fapt este publică informația de-a lungul anilor, până când a fost listată la bursă în 2018, de fapt și după cum a fost. Cum vedeți unirea asta între companii merchant acquisition ca proces de scalare și de dezvoltare a companiilor? Și vă întreb în contextul în care recomandați companiilor moldovenești, companiilor locale, să fie deschise spre a-și consolida forțele, poate cu careva concurenți, poate cu careva companii care nu neapărat se intersectează, dar împreună ar produce o sinergie. Pentru că ăsta e un instrument bun care uneori pare, nu știu, e business-ul meu, îl țin doar pentru mine, nu vreau să mă împart, dar de fapt Compudav a făcut un pas atunci cândva în 2000 și după asta a mers un proces întreg, adică au fost, nu știu, poate în jur de 10 sau achiziții destul de mari în diferite țări unde au făcut merch și de fapt s-a construit Indava care este astăzi. Prin procesul ăsta de achiziții există riscul să mai fie diluat cultura companiei. Acum, cât de mult ții la această cultură, poți să-ți permiți să faci o achiziție mai mare care eventual te depășește ca și număr sau să fii achiziționat de altă companie care, de fapt, e același lucru, mergi în acquisition. Și să priei mult din cultura acelei companii sau să-ți păstrezi în mare parte cultura, iar fiecare achiziție doar să-ți adaugi plusuri la cultura și la forța care o ai ca și companie. Noi probabil avem în jur de 30% pe parcursul anilor din creșterea noastră vine din merchant acquisition. În rest a fost o creștere naturală. Organică, exact. Am angajat oameni, am mărit echipele, am creat oficii noi în diferite locații de la zero, folosând sau având oameni deja cu experiență în Endava, care au mers acolo și au stabilit acele oficii. De principiu, un mergi are loc atunci când
vrei să ai o nouă bază sau o bază de clienți mai mare sau ai nevoie de un număr mai mare de personal de forță de muncă. Inclusiv ca să faci față pentru un client mai mare care are cerințe. Sunt cazuri când clientul spune ne place de voi, dar dacă dumneavoastră sau voi nu aveți, nu aveți capacitatea să-mi livrați o echipă de 100 de oameni într-o lună de zile sau în două luni, într-un termen, atunci noi nu putem lucra împreună. Și pierzi contractul cumva. Hai să mai creșteți și atunci reveniți. Și cazuri de astea au fost. De asta numărul contează. Considerați că Indava acum este suficient de mare în contextul în care sunteți, în câte țări și locații, știu că în România cel puțin sunt mai multe. 25 de țări, dacă nu greșesc. Noi suntem prezenți acum, putem spune, global. Avem, ne mai vorbim de Europa Centrală, unde avem mai multe oficii în România, Serbia, Polonia, avem prezență în America Latină, avem prezență în Asia, exact. Și astea sunt doar unități de livrare și mai avem oficii mai aproape de client facing, cum le spunem noi, așa ca Marea Britanie, Germania, Statele Unite, Elveția și tot așa. Deci avem foarte multe oficii. Suntem suficient de mari sau nu? Cred că urmează să vedem. Dacă o să fie nevoie să avem clienți, o să avem cereri, probabil nu suntem suficient de mari. O să ne arăte timpul. Noi oricum ne dorim să creștem. Până la urmă, din 2000, noi ne aflăm în 2023 de ani, compania a rezistat ca cultură prin atâtea merchant acquisition. Asta e o istorie bună de company to stand, da, care, sau company to last, care a trecut deja probabil mai multe inception points în care, nu știu, au fost diferite challenge-uri, au fost diferite provocări și deja compania crește organic, angajează de la un an la altul, extinde echipele, se duce în diferite orașe, în diferite țări pentru a extinde cultura și a face față cerințelor clienților. Și Indava a crescut de la companie mică la să fie listată la bursă, având la bază ce? Oamenii, având la bază o cultură bună care au putut să vă țină. Ce a avut la bază Indava de-a lungul anilor? Nu sunteți de 17 ani în companie, trebuie să țineți minte cum ați evoluat de fiecare dată când a fost încă un salt. Eu aș spune că noi nu am ținut la cultura noastră pentru a fi conservată, mai mult decât am luat tot ce-i bun. Ați fost deschiși. Am luat tot ce-i bun din ce era, din toate achizițiile care au avut loc și permanent am dezvoltat această cultură. De asta și acum suntem în dezvoltare. Cea mai mare valoare care noi avem sunt oamenii. Noi nu avem imobile, noi nu investim în nimic altceva decât în oameni. Și probabil aici este și o diferență între o companie de servicii, cum suntem noi, și o companie de produs. Pentru că o companie de produs investește foarte mult, produs. Nu ignor și în oameni, dar probabil în produs, în marketing, în numele acestui, în brandul acestui produs, pe când noi investim doar în oameni, astfel încât oamenii noștri să fie foarte buni în ceea ce fac, să arăte foarte bine la clienții noștri și să ne ajute să fim recomandați și la alți clienți. Majoritatea proiectelor care vin la noi vin din recomandările clienților existenți sau foștilor clienți. Și asta se datorează doar la oameni, doar la echipele cu care noi colaborăm, cu care noi livrăm. Și investiți în oameni cum? Investim în oameni prin a-i face mai buni decât sunt. Ei sunt foarte buni, dar vrem și mai buni. Avem permanent training-uri, avem permanent workshop-uri, avem schimb de experiență între echipe, dar și între oficii. Avem schimb de, nici nu-i schimb de persoane, dar invităm persoane din alte locații, acolo unde avem nevoie. Spre exemplu, colegii de-a noștri din Moldova acum sunt prezenți în Bogota, în Columbia, în Kuala Lumpur, în Vietnam, ne mai vorbim de România, în Berlin, în Marea Britanie, în New York, peste tot avem colegi din Moldova care au mers acolo
pentru un nou challenge, dar și pentru a pune pe roate, pentru a porni careva proces în care ei erau buni. Deci ei până la urmă sunt acolo ca să ajute să construiască echipe noi pentru oficiile care le-ați achiziționat să le deschideți? Să construiască echipe noi și să livreze servicii noi. Ați putea să ne spuneți ce stă în spatele succesului ca instrument care ar putea fi multiplicat și pentru alte companii din comunitatea MITP și alți rezidenți? Ce stă la bazele companiei ca instrumente, ca, nu știu, eforturi, acțiuni, proiecte interne concrete, care de fapt ar putea să fie duplicate sau de la care ar putea să se inspire alți rezidenți în comunitatea noastră? Cred că unul din cele mai importante puncte sau contribuții care ar putea fi e să ai încredere în oameni și în echipele cu care lucrezi. Să le dai credite, să le dai suport. De fapt, asta e parte din cultură. Noi ne bazăm foarte mult pe capacitatea noastră de a livra, pe calitatea noastră de a livra, care într-un final duce la o relație foarte bună cu clienții pentru care noi lucrăm și cred că asta a stat la bază. Asta sunt sarea și piperul care e nevoie. Este scris undeva într-un, nu știu, book de onboarding atunci când vine fiecare cu, uite, asta e cultura Indava și tu trebuie să mergi după ea. Sau până la urmă se șlefuiesc oamenii între ei atunci când începi să lucrezi. Este scris, deci noi avem valoarele noastre, noi avem trainingurile noastre care sunt tot de felul cum noi operăm, inclusiv și pe zona de organizare, și pe zona tehnică, și pe zona de interacțiune între persoane. Totul asta este, toate aceste lucruri sunt documentate, persoanele care vin în companie trec prin onboarding, procesul ăsta de onboarding. Nu o să vă spun toate detaliile, pentru că este business modelul nostru care nu vrem să-l deschidem chiar de tot, dar vă spun, până la urmă este ceva standard care... Este ceva standard, nu este nimic ieșit din comun, este o colaborare mai mult între persoane. Între colegi. Oameni. Succesul local al Indava de la crearea Moldova Innovation Technology Park, presupun că Indava, nu presupun, dar știu concret, a fost printre primii rezidenți care au fost odată cu votarea legii cu privire la parcurile IT. Ați simțit de atunci până în prezent facilitatea fiscală și privilegiile aduse de parc pentru ca Indava să se dezvolte de la un an la altul, nu știu, să investească mai mult în angajați, în comunități, în cum a ajutat Moldova Innovation Technology Park la dezvoltarea Indavei ca companie la nivel local? Cifrele ne arată că din 2017, când eram 430 de oameni, până în 2023 am ajuns la 1200 de oameni. Deci am crescut 3 ori. Foarte mult. Au crescut salariile, dacă nu greșesc, în jur de 80% salariul mediu pe companie. Au crescut numărul de proiecte. Noi astăzi livrăm pentru 50 de clienți doar din Moldova și avem în jur de 180-190 de proiecte active la momentul de față. Tot asta a venit ca și rezultat. Deci formatul în care noi lucrăm, în care este setat Parcul IT, ne permite să avem niște costuri mai bine balanțate și ne permite ca să livrăm proiectele din Moldova versus alte regiuni, alte țări. În cadrul companiei avem câteva nivele de prețuri pentru serviciile care noi le livrăm clienților noștri. Și în dependență de locația de unde se livrează, ai și acele prețuri. Și atunci, dacă livrezi din Moldova, cel puțin pe intern să vede o diferență de costuri. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Ca și rezultat, noi vedem că rezultatele care noi le obținem în Chișinău sunt foarte bune comparativ cu alte locații. Inclusiv pentru că avem clienți mai mulți, pentru că avem clienți mai stabili care lucrăm de foarte mulți ani cu ei, pentru că angajații
au un beneficiu foarte bun, acel zero impozit care este reținut de la, din salariu. Primul impact care noi l-am observat când a fost setat IT Park-ul a fost scăderea simțitoare a emigrației. Deci s-a stopat, nu totalmente, dar s-a stopat emigrația. Noi am reușit să ținem persoanele în companie. Și s-a văzut impactul destul de repede. După care au mai venit creșterile de salariu, după care au mai venit un alta și într-un final am reușit să arătăm rezultatele care le avem. Deci, cum vă spun, de la 400 și la 1200 de oameni. Dacă nu ar fi MITP și nu ar fi facilitățile fiscale, s-ar schimba ceva în, nu știu, strategia Endava la nivel de grup față de Moldova sau până la urmă ar fi echivalent cu București și lucrurile ar merge bine mai departe? Vedeți cumva un impact negativ dacă s-ar lua aceste facilități fiscale? Sunt sigur că ar fi un impact. Nu știu dacă negativ sau nu, dar ar fi un impact. Pentru că am fi mai scumpi. Și atunci clienții probabil vor veni mai greu. Ce rol mai are Endava în ecosistem pe lângă training-urile în interne și cultura internă și dezvoltarea la nivel local? Aveți internship-uri? Ce mai aveți? Sunt două direcții pe care noi, care pe noi ne interesează. Una ar fi care e contribuția noastră la piața forței de muncă. Și a doilea ar fi partea de social responsibility. Deci pe a doua parte așa, facem destul de mult. Nu vreau să credeți că nu facem, dar facem mult. În schimb, noi nu obișnuim să vorbim despre. Vorbiți acum. Faceți ce? Știu că Endava este în universități, eu tot sunt fost deci student. Deci asta e prima parte cu piața. Ce ține de social, participăm la suportul copiilor din familii defavorizate. Plantăm copaci, participăm la diferite, chiar maratonul de săptămâna trecută din Chișinău. Deci suntem prezenți în majoritatea evenimentelor pe zona socială. În paralel cu ceea ce facem noi, da, inclusiv și când s-a început războiul în Ucraina, am fost destul de activ și am contribuit și financiar la necesitățile de atunci. Paralel cu ceea ce face compania și angajații noștri, noi încurajăm și familiile angajaților să fie implicați, ceea ce se întâmplă. Dar noi obișnuim așa, partea asta să o facem din suflet și să nu facem publicitate din asta. Ceea ce ține contribuția în piață, o să vă dau așa doar vreo câteva cifre. Noi avem internship-ul de două ori pe an pe diferite discipline, da? Cum ar fi development, Java, .NET, mobile development, application management, data, testing. Două internship-uri pe an, în jur de 100 de persoane fiecare internship. 200 de oameni pe an? 200 deci de oameni, da. Internship-ul da. La Endava. Cred că erau niște cifre pe la noi prin rapoarte. Cred că noi au trecut prin Endava ca și internship mai bine de 1300 de studenți, de persoane. Și din aceste persoane cam 80% au fost angajați. Și asta e contribuția noastră care noi credem că merită de menționat ceea ce facem noi pentru piață, pentru comunitatea IT în Moldova. Avem în jur de vreo 20%, dacă nu greșesc, de persoane care deja aveau o profesie, deja erau încadrați în câmpul muncii și asta a fost primul pas al lor ca să treacă în IT. Avem persoane din medicină, avem persoane din sectorul bancar, avem artiști diferiți care
Și astea sunt mai mult ca excepții profesiile care le menționez acum, dar sunt destul de mulți care prin programele noastre de internship și-au schimbat profesia și au intrat în IT. Probabil un lucru care merită de lăudat nu e specific doar la Endava, dar tot sectorul IT este implicarea sau angajarea doamnelor și domnișoarelor. Nu cred că este vreun sector unde este așa o creștere de număr de femei angajate. Care este procentul acum la Endava de procentul bărbați-femei? Cred că am depășit deja 35% de femei. La nivel de grup avem obiectivul ca să avem cât mai multe femei angajate în diferite roluri cheie și ne reușește destul de bine. O să observați prin rapoartele noastre care le dăm destul de multe doamne deja la roluri cheie. Eu presupun că următorul country manager o să fie o doamnă dacă la nivel de grup există o viziune clară. Regional manager pe Europa Centrală este o doamnă. Ok, șefa dumneavoastră. Șefa mea, da. Disciplin manager la nivel de grup pe development este o doamnă. Avem doamne peste tot. Da, eu am văzut și am rămas plăcut surprins. Eu cred că este un exemplu pentru multe alte companii. Eu recent sunt tată la 2 copii mici și am început să prețuiesc ceea ce nu vedeam înainte. La Indava, la etajul 2, este Kids Room, da? Sau cum îl numiți? Kids Room. Kids Room. Deci spațiu în care ce? Poate să vină mama sau tatăl cu copilul, să petreacă timp acolo. Pentru ce e dedicat acel spațiu? Până la urmă, Indava a investit bani în asta ca o facilitate pentru comunitate. Exact. Dacă vii cu copilul, este acel room care poți stai copilul acolo să... În paralel mai lucrez și copilul are cu ce să ocupa, are niște jocuri, are niște mese de Aveți jocuri. Un om responsabil de zona ce? Nu avem un om responsabil. În mare parte, acea cameră este folosită atunci când avem grupuri de copii. Și atunci când avem grupuri, din toți părinții care își aduc copiii, cineva mai are grijă și mai stă cu copiii acolo. Pe lângă internship, eu mi-amintesc bine, deci eu am făcut ASEM-ul, Cibernetic și Informatic Economic, și profesorul nostru de C-Sharp, domnul Bercu, îl țin minte foarte bine, așa, deschis, cu tare mult curaj pentru noi, cel puțin, ca să inovăm în industrie, să ne avantăm în ea, era angajat Indava pe atunci și investea timpul, mă rog, personal, profesional, ca să predea studenților. Se întâmplă asta și astăzi, e cumva o... responsabilitate socială care o face Indava sau Indava are nevoie de oameni continuu și respectiv investește resurse interne ca să dezvolte sistemul educațional din țară, inclusiv implicându-se direct cu oameni din intern? Noi deja de un an de zile am schimbat puțin formatul. Dacă acum un an mergeam la diferite universități cu același curs, da, un curs de Java, spre exemplu, la câteva universități care aveau nevoie. Acum de un an am ajuns la un nou format în care aducem studenții de la diferite universități la noi în Endava. Și acest curs sau aceste cursuri, pentru că avem diferite cursuri, pe testare, data, iarăși toate skill-urile care se întreabă, pentru fiecare câte un curs separat, vin studenți de la diferite universități, vin la noi la birou și avem acele cursuri de 2-3 luni de zile. Colegii noștri predau. Puțin mai diferit lucrăm cu Bălțu. Deci la Bălț avem... Cu Universitatea din Bălț. Da, exact. Universitatea din Bălț. Avem lecțiile online și cu prezență, mai mergem la ei din când în când, pentru că este distanța mare și nu pot să vină studenții la noi la birou. Dar am schimbat puțin focusul pentru a mai optimiza lucrurile. Se întâmpla așa un lucru destul de... Cred că e frecvent acum să văd astfel de lucruri. Când începeam cursul cu 20 de oameni și la final ajungeau doar 5.
Acum ne permitem să facem și o selecție mai bună, dar fiind în cadrul companiei, mai faci niște excursii, mai inviți specialiști din alte domenii, nu doar din development, să zicem. Îți mai vine un project manager, îți mai vine o colegă de la people development, de la testare. Deci lucrurile astea probabil se întâmplă mult mai activ și atunci avem o prezență mult mai bună pe toată durata cursurilor. E un setup care lucrează foarte bine. Și aveți parteneriate dedicate, adică implicați resurse de marketing sau din ce bugete vin astea pentru sistem educațional, fiindcă aveți parteneriate cu cel puțin câteva universități. Dacă vorbim de cursuri, atunci sunt angajații noștri care își au salariul la Endava, lucrează pentru Endava, dar câteva zile sau câteva ore în dependență de activitate nu livrează către un proiect comercial, dar livrează acest proiect către universități. Nu am stat să calculăm cât asta ar fi în bani, dar vă dați seama, o zi de lucru a fiecărui angajat costă. Acel oficiu care este amenajat special pentru asta costă. Acele materiale care noi le pregătim, tot asta costă. Nu e scopul nostru să cuantificăm chiar fiecare bănuț care îl investim, dar mai mult ne orientăm așa spre rezultate. Dacă am fi să calculăm, cred că ar fi o sumă destul de impunătoare. Mie mi-a plăcut, ați menționat people development, da. Nu human resources, nu e cer, dar people development. Asta tot face parte din cultura Endava, presupun. Când a fost switch-ul ăsta de la human resources la people development? Nu mai știu anul exact, dar îmi pare că noi nici nu am avut... Noi am avut entitatea de People Development de când eu cred că am intrat în companie. Și este un departament specializat care oferă suport pentru toate disciplinele tehnice din perspectiva dezvoltării personalului. Dacă vorbim de soft skills, atunci această echipă are grijă să ne aducă cei mai buni trainer, să ne aducă cele mai bune cursuri din afară sau să identifice persoane din cadrul companiei care oferă aceste sesiuni de training. Dacă vorbim de zona de technical skills, atunci echipa de People Development ne oferă tot suportul ca noi să ne organizăm, să ne întrunim. Livrarea acestui training în mare parte are loc de către o persoană din departamentul tehnic. Este o colaborare foarte strânsă între departamentele tehnice sau departamentele de livrare și acest departament de People Development. Prin cadrul departamentului de People Development, noi livrăm și cursuri de engleză pentru fiecare angajat. Avem deci la fiecare jumătate de an începem un curs nou de engleză, câte 4-5 grupuri de studență, 10-15 oameni în grup, și livrăm cursuri de engleză. Parte din career growth-ul nostru, care îl avem și job description-ul pentru fiecare nivel, este legat și de nivelul de comunicare în engleză, pentru că toți clienții noștri sunt vorbitori de engleză, toată comunicarea are loc în engleză, atunci punem un accent deosebit. Trebuie să își îmbunătățească acest skill. Deci engleza este importantă în IT. Nu mai puțin importantă decât româna, dar din perspectiva comunicării cu clientul este foarte important. Eu fiind din zona de startup-uri sau cu echipe mici permanent am lucrat, întotdeauna când luam un om nou în echipă nu puneam întrebarea, știi engleza sau nu. Până la urmă, acel coder sau developer care cunoaște un anumit limbaj de programare, toată documentația este în limba engleză și respectiv el la un anumit nivel de limbă engleză trebuie să-l aibă. Ați menționat Universitatea din Bălți și Bălți ca locație, eu sunt curios, Endava are intenția în Moldova de a avea și alte oficii, nu știu, în Hâncești sau în Bălți sau în alte localități sau Chișinău este suficient? Ați avut așa tentative sau idei la nivel de grup de a extinde în Moldova încă un oficiu? Noi am avut cândva oficiu la Cahul. Am livrat de acolo proiecte o perioadă de timp.
Am avut intenția până acum, în primăvară, era intenția să ajungem și la Bălți, să avem un birou la Bălți. Chiar pornisem și procesele de angajare, am reușit și să angajăm câteva persoane. Ce s-a întâmplat? De ce nu este Indava la Bălți astăzi? Au fost câțiva factori. Am avut o întârziere foarte mare pentru că nu am putut identifica un loc de birou, un oficiu acolo. Am avut probleme în a identifica un hotel bun, pentru că ne vin clienți în vizită, noi trebuie să mergem cu clientul la echipa la care se livrează. Deci au fost niște probleme de ordin tehnic. Deci până la urmă doi factori care îi văd: infrastructura, ceea ce ține de inclusiv un oficiu, da? Adică ați vrea o clădire bine amenajată de tipul Indava din Chișinău, care are anumite standarde. Exact. Și doi, este nevoie de un hotel? Este nevoie de un hotel, este nevoie de o cafenea, un restaurant, astfel încât angajații noștri să aibă unde lua masa. Infrastructura e foarte importantă. Ceea ce la Bălți mai este de lucru, mai este mult de lucru. Și partea asta, nu că am renunțat din cauza asta. Noi, pe parcursul anilor, am tot avut challenge-uri pe diferite zone și ne-am descurcat. Dar ne-au pus așa pe o întârziere foarte mare în acest proiect, după care în primăvară a venit criza economică și am observat o descreștere a cererii din partea proiectelor și am hotărât că mai bine să ne oprim aici și să revenim la discuții când o să înțelegem în care parte e piața. Care e cel mai mare salariu la Indava? Îl are country managerul sau este un senior arhitect care, nu știu, are un client mare? Puteți să ne dați așa cifră, senzație pentru, prin intermediul la podcastul nostru? Noi, la moment, avem o atriție în scădere și o atriție foarte mică. Dacă anul trecut lumea s-a mutat dintr-o companie în alta la salarii destul de mari, acum acest trend nu se mai păstrează. Și asta e un indicator care arată, de fapt, care este nivelul de venit în companie. Dacă în Indava nu o să ai un venit comparativ cu alte companii, probabil o să pleci din companie. Și ca să înțelegeți, avem oameni care lucrează, eu am 17 ani, avem oameni care lucrează de 20 ani în companie. Avem oameni care lucrează 15 ani în companie, care la sigur ar fi luat orice job aici în Chișinău sau peste hotare. Dar ei rămân cu noi. Și sunt acolo pentru cultura internă, pentru careva incentives care le oferiți pe lângă salariu. Puteți să-mi spuneți mai multe despre... Cultura e cultură, dar la sfârșit de zi trebuie să ai ce pune pe masă. Probabil e un mix de cultură, e un mix de colegi, e un mix de factori, dar și nu mai puțin important este acel venit. Deci avem niște salarii destul de bune. Dacă noi am analizat rezultatele la Paywell de anul trecut, da, și noi ne încadrăm peste media care este acolo, ca și un indicator. Noi oferim de ceva timp acțiuni sau shares pentru toți angajații noștri. Noi oferim asigurare medicală adițională la ceea ce ne oferă statul. Rambursăm cheltuieli de sport. Deci avem o serie destul de mare de beneficii care angajatul are pe lângă salariu. Salariul este destul de important și ne stărim să fim competitivi cu salariile de pe piețele în care noi operăm. Acum, dacă iarăși un exemplu așa legat și de sistemul de rezident a parcului IT, dar și de felul cum noi operăm. Noi am avut, constant avem discuții cu colegi care vor să relocheze în alte țări. Și bine mersi, toată lumea merge, uite, mă mut în București sau mă mut la Cluj sau la Berlin și în momentul când se discută salariul și se face diferență între costul de viață de acolo cu salariul care îl primește minus impozitele care le achiți, destul de multă lume spune,
eu stau bine în Moldova, eu rămân aici. Și adică îi arătați transparent, că uite, în Berlin există o taxă de, nu, taxă pe impozit de aproape 50%, exact. În Chișinău el este zero, costul de viață este de câteva ori mai mare la noi, mă rog. În orice locație în Iendava, când primești o ofertă, ai o descriere foarte clar care sunt impozitele care le achizi, care este netul tău, care este data când o să primești salariu, inclusiv și care o să fie creșterea ta de salariu pe următorul an de zile, dacă îți atingi careva obiective, desigur. Plus locația deja, în special pentru oamenii care tind să facă relocare. Pentru ăștia localnici nu ai ce le povesti care e costul vieții. Pentru ăștia care tind să facă relocare, și acolo îți povestești care este costul vieții. Astfel încât omul să nu se întâmple că după o luni de zile de relocare vine și spune, eu am crezut că aici e mai altfel, dar eu plec înapoi sau nu ne dorim lucrul ăsta. Oferim toată informația, tot suportul, astfel încât dacă persoana decide să relocheze, să aibă totul la îndemână, astfel încât să fie pe durată mai lungă. Și totuși, care sunt salariile la Iendava? Ați spus că este peste media de paywall. Media de paywall, conform raportului publicat anul trecut, e 40 ceva de mii media în IT, dar este 70-80 de mii ca senior Java sau senior architect. Deci Iendava se poziționează peste toate mediile care au fost prezentate în raportul paywall. Dați-ne o cifră. Un junior care e primul job o să înceapă cel puțin de la un 600 de euro. Un senior e mai complicat de calculat pentru că are acel salariu de câteva plus mii. Stock option, plus stock options. Plus un bonus la sfârșit de an dacă compania își atinge obiectivele. Plus, spre exemplu, în 2018 când am fost livrați la bursă, când am fost listați la bursă, absolut toată lumea care era în companie la acel moment, în dependență de numărul de ani, a primit un bonus destul de formă de acțiuni? Nu, cash. Acum, ca să nu fac zarvă între angajații noștri, în primul rând, aș vrea să partea asta de cifre concrete să okay. O lăsăm de tot. Ce ține de stock option? Foarte important, Iendava este companie listată la bursă, are un instrument pe care eu, de exemplu, nu pot să-l utilizez la mine în companie și mulți, mulți alți rezidenți, majoritatea, adică sunt doar câteva companii listate la bursă. Îl folosiți ca instrument agresiv? Ce înseamnă stock option? Știu că există un vesting period, o perioadă de maturitate, dacă puteți să-mi spuneți mai multe despre asta. Și ce s-a schimbat totuși în 2018 când compania a făcut IPO și a fost listată la bursă? Pentru că asta de fapt e ceea ce visăm noi ca startup-uri să facem sau ca companii mici cândva, long term. Ce s-a schimbat atunci în cadrul companiei? În primul rând, toți au primit bonus cash. Da, toți au primit bonus, dar asta e rezultatul listării la bursă și nu motivul de cine am listat. Ceea ce ține de shares, eu pe o perioadă de 3 ani de zile, la fiecare an intr să faci vesting la o parte din shares. Dacă pleci mai devreme din companie, ai pierdut aceste shares, dacă rămâi cu compania la final sau în momentul de vesting, decizi fie vinzi acțiunile, fie le păstrezi mai departe. În dependență de nivelul de senioritate, variază și numărul de shares care le primești. Este un mecanism de motivare a persoanelor pentru ca să rămână mult cu noi. Evident, și un mecanism ca lumea să fie mai interesată ca compania să performeze, să aibă performanță bună. Din dată ce compania are o performanță slabă, se simte lucrul ăsta la bursă și scad prețurile la acțiuni. Indirect, înțeleg că e destul de complicat ca eu, o singură persoană, să contribui, să am o contribuție vizibilă la tot ce se întâmplă, dar dacă ne uităm la nivel de companie, lucrul ăsta se poate observa. Deci astea sunt două mecanisme care noi le
folosim pentru a motiva oamenii să livreze, să aibă o aderență mai bună față de companie. Și se utilizează la nivel de grup, nu doar la nivel, local în Chișinău. Care ar fi facilitățile sau avantajele Chișinăului pentru IT-ul local și IT-ul regional și inclusiv pentru Endava, cum dumneavoastră vedeți? Facilitățile ca și rezident. Ca rezident inclusiv și ca nivel de trai, inclusiv acei oameni care nu vor să plece sau copiii noastre unde învață? Copiii mei, unul încă e la școală, la liceu, altul e peste hotare și face studiile. Nu vreau să spun că am mers peste hotare pentru că universitățile noastre sunt așa și așa. Deci am mers peste hotare pentru că profesia care o face nu este în universitățile din Moldova. Asta a fost unicul motiv. Dar IT-ul, mie mi se pare așa un grup de oameni, de profesioniști care pe lângă aceia că sunt cei mai progresiști și cel mai ușor adoptă tehnologiile noi, modificările care se întâmplă în societate, mai sunt și destul de exigenți și își cer cum drepturile așa și cer și calitatea serviciilor care sunt oferite. Dacă o să întrebați, spre exemplu, o bancă, cred că, în primul rând, la presiunea IT-ului sau oamenilor din IT, ăștia s-au mutat spre digital. Sau dacă vorbim despre serviciile de stat, cred că cei mai mari consumatori a serviciilor digitale de la guvern sunt, în primul rând, IT-știi. Da, noi am trecut de anul ăsta, am trecut 100% în comunicare pe zona de digital. Nu mai avem acele cereri de vacanță scris pe hârtie, nu mai avem acele contracte scris pe hârtie. Deci totul s-a trecut pe digital, folosind semnătura digitală de la EGOV. Tot ce facem noi ca și cerere care noi avem către serviciile locale, dar ca și atitudini, inclusiv credem că contribuim la dezvoltarea societății. Ne mai vorbim de impozitele care le plătim, fie angajatul, fie companie, pentru că, mă rog, angajați IT acum au această scutire, compania oricum plătește foarte multe impozite, destul de multe impozite în bugetul de stat. Dacă nu greșesc, vorbim de 5% din PIB. 5% din PIB, da. Eu cred că este la 30.000 de IT-ști în domeniu, este o cifră destul de mare. Nu pot să nu vă întreb despre inteligența artificială. Spuneți-ne care este viziunea dumneavoastră personală și a companiei către acest trend care cumva se așteaptă că o să revoluționeze practic toate industriile existente la nivel global. Și noi ca țară ar trebui să învățăm de la companii globale ca dumneavoastră sau tendințele care se duc, ca să nu facem greșeli sau cel puțin să beneficiem de cele oportunități care urmează să le creeze inteligența artificială. Utilizați în companie, spuneți-ne, ce puteți să-mi spuneți despre asta? Pornim la ce că saltul ăsta care se întâmplă acum cu inteligența artificială, într-adevăr, revoluționează multe lucruri și s-ar putea să fie una din revoluții, așa cum a apărut, nu știu, focul sau inventarea roții. Dar lucrul ăsta n-ar trebui să ne înspăimânte sau să ne pună cumva în alertă. Cred că o să ne elibereze mult timp și energie pentru noi ca om, ca omenire, să ne focusăm mai mult pe lucruri creative și pe lucruri mai importante. Iar inteligența artificială spre ei care va task-uri care nu sunt chiar atât de interesante pentru a le face zi de zi sau a le repeta. Din perspectiva ce facem noi acum pe intern, sunt câteva dimensiuni sau câteva direcții la care lucrăm. Una este cum noi să folosim inteligența artificială pentru a mări performanța echipelor, pentru a fi în ajutorul echipii pentru a livra mai bine și mai calitativ, și aici ne vine acele copilot de la GitHub sau fiecare companie mare acum își dezvoltă companii de servicii gen Amazon, Microsoft, își dezvoltă
ceva de genul la Copilot. Deci asta este o direcție. O problemă care noi încă o vedem, încă o vedem nerezolvată, dar sunt tendințe, este că modelul folosit într-un fel ar putea să expună informația din cadrul companiei pe internet, prin aceea că toată informația care o primește din cadrul companiei poate fi folosită la antrenarea acestui AI, după care să apară pe undeva la diferiți alți actori. Sunt direcții, observăm că se lucrează în direcția asta, inclusiv și noi pe intern avem câteva stream-uri care analizăm cum am putea să folosim totuși Copilot-ul. Este o chestie, cred că o să fie ceva foarte utilizat și ar fi păcat să nu ne încadrăm de pe acum. Deci cum să folosim aceste tool-uri fără a expune informația clienților noștri? Pentru că noi operăm în mare parte cu informații de la clienții noștri. A doua dimensiune ar fi cum noi putem să integrăm bucăți din AI în sistemele care noi le construim pentru clienții noștri. Și aici încercăm să înțelegem tehnici, de unde, cum noi apelăm acele servicii, cum noi antrenăm acel AI, cum noi adunăm date pentru a fi antrenat acel AI și tot așa. Deci sunt aceste două direcții, mare parte, care ne țin. Ar însemna asta că să investești în R&D și ați avea un val de angajări ulterior specialiști în inteligență artificială sau ați crea internship-uri inclusiv pentru a face switch la oameni către așa tip de joburi, în cazul în care trebuie componenta de AI să includeți pentru fiecare sistem sau produs livrat clienților? Noi de ceva timp deja suntem acolo. Spre exemplu, disciplina de data deja de mult timp se focusează pe big data și machine learning, pe data analysis. Parte de a folosi serviciile gen GPT deja le avem integrat în careva proiecte de-a noastre. Am livrat un proiect în care încă mai de mult am automat făceam traducerea la video pentru din diferite limbi, din engleză, în germană sau în spaniolă, folosind AI-ul. Deci noi deja suntem acolo. Ce ne rămâne nou acum? Azi să vedem, de fapt, trendurile masive și ceea ce noi avem deja să cascadăm la mai multe persoane, la mai multe echipe. Cred că în viitor o să fie AI așa ca un gen de cunoște OOP-ul. Da, ok, tu probabil ești bun ca și developer, hai să vedem ce altceva mai cunoști. Cam în zona asta o să meargă și AI. Poate nu azi, poate nu mâine, dar o să ajungă acolo. Sau cunoști tabla mulțirii. Good. Înseamnă că ai trecut matematica, ceva de genul ăsta. Pe măsură ce noi o să înțelegem în care parte, în care direcție mergem, o să antrenăm colegii noștri, o să ajustăm și programele de internship și de training, de cursuri care le livrăm către studenții universităților, astfel încât ei să devină deja potențiali angajați ai noștri sau alte companii următoare zi. Iar acum aș vrea să vă întreb mai personal, care sunt pasiunile dumneavoastră, cu ce vă ocupați aici în Chișinău, în Moldova, ce faceți atunci când nu lucrați? Atunci când nu lucrez. Rolul care l-am, cumva nu-ți permiți să ai o graniță că, uite, de la ora 7 până la ora 6 lucrez, restul timpului fac altceva. Permanent ceva gândești, ceva testezi, ceva faci planuri. Încerc să mă rup de la lucrul ăsta, mai fac ceva sport, mai fac tenis de câmp, din când în când. Când s-a început războiul în Ucraina, pentru că era stresul tare mare și pentru că sau era la servici și trebuia să înțelegi în care parte să mergi și trebuie să ai o strategie, să ai un plan, sau era acasă și trebuie să stai zi de zi pe știri și să vezi online cum se întâmplă lucrurile. Atunci am zis că trebuie să găsesc ceva, o activitate ca să ies din zona asta și am făcut niște cursuri de sommelier. Frumos! Independență de situații, mai încerc să mai fac așa niște lucruri, dar de principiu
dacă dăm servicii deoparte, este familia, este sportul. Îmi place mult să mă joc cu chițăbușuri de IoT, smart home, mă joc când îmi permite timpul și nopțile uneori. Faceți asta unde? La birou sau acasă? Acasă. Aveți un mini garaj așa care... Da, exact. Unde inventați. Exact. Noi avem o rubrică la final de podcast cu întrebări blitz și o să vă întreb o serie de întrebări, o să vă rog să răspundeți foarte pe scurt. Unde se vede Veaceslav Panfil în 5 ani? Acasă. Care ar fi un cuvânt cheie care ar caracteriza oamenii din Indava? Bright. Cum ați explica cu ce vă ocupați unei persoane din trecut îndepărtat, să zicem, din Roma Antică? Hai să zicem leadership. Eu mă așteptam că o să răspundeți... lider de oaște sau fiindcă pe atunci erau războiurile la ordine. Acela era trendul, da. Acela era trendul. Și acum nu e un război, n-a oferit soluție și a inovat, dar eu cred că leadership-ul de acolo vine. Din război. Din armată, din zona militară. Care este cea mai mare calitate a dumneavoastră? Deschiderea. Dar cel mai mare defect? Nu știu. Există? Am multe. Există birocrație în Moldova? Există birocrație în Moldova. Există birocrație peste tot, și în Moldova, și în toată lumea. Alta e că în unele țări birocrația este în suportul cetățeanului. În Moldova încă nu s-a ajuns acum. Cum rămâneți focusat și productiv? Rămân focusat și productiv. Productiv, deja trebuie de văzut rezultatul, focusat, încerc să, oricât de mare n-ar fi subiectul sau problema, încerc să o divizez în bucăți mici și să o iau una câte una ca să ajung la un final. De altfel, problema mare e greu să o rezolv de îndată. Achitați cu cardul sau cash? Achit cu cardul, uneori uit cum arată leoțul nostru. Achit cu cardul mare parte. Endava este unicorn? Sper că da. Istoriile de succes sunt neapărat mai întâi istorii de insucces? Cum definim noi insuccesul? Insuccesul, după mine, nu există insucces. Există o încercare care, la un final, vezi că se putea face și altfel. Iar succesul este compus din o sumedenie de pași, încercări, testări, întoarcem înapoi, o luăm de la capăt. Deci orice insucces, dacă să rămânem la termenul de insucces, de fapt aduce valoare la succesul tău final. Cred că în mare parte orice succes trece prin fazele astea de încercări, testări. Wow! Un răspuns foarte înțelept, așa, IT-driven, agile pot spun, dar și motivat ca până la urmă, pentru a avea succes trebuie să treci prin tare multe încercări și nu neapărat este un insucces. Este o încercare de a ajunge acolo unde ți-ai pus în plan. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți la noi la podcast. Vă mai așteptăm. Cu drag și mult succes dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui episod. Vă îndemnăm să ne urmăriți pe toate platformele MITP. Pe curând!